Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Domnule să fie cu voi. Viți credincioși, în această duminică în care, apropiindu-se și timpul pentru elevi să înceapă școala, este ca un moment în care ne adunăm și noi mai mult pe acasă și vrem ca să ne punem în primul rând în prezența lui Dumnezeu și să simțim puterea și iubirea sa, privirea sa milostivă, așa cum a simțit-o și fiul rătăcit din partea tatălui care îl aștepta să revină în casa părintească, cum vom auzi la Evanghelie. Să cerem Domnului să ne dea această disponibilitate sufletească la începutul Sfintei Liturghii, pentru ca să ne facem demni de harurile pe care El vrea să ne le transmită în această duminică și cu care să putem să trăim în cursul săptămânii viitoare, ca să putem participa cu vrednicie, să ne recunoaștem acum păcatele. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Cerului Dumnezeu. Cer Domnului plăcere pe pământ, pace fie între oameni. Lăudăm cu credință pe Domnul.
ne rugăm. Privește la noi, Dumnezeule, Creatorul și Stăpânul Universului, și ca să simțim puterea îndurării Tale, dă-ne harul să-Ți slujim din toată inima, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care, fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amin. Citire din Cartea Exodului. În zilele acelea, Domnul i-a zis lui Moise: coboară, căci poporul tău pe care l-ai scos din țara Egiptului s-a pervertit. S-au abătut repede de la calea pe care le-o poruncisem și au făcut un vițel turnat, s-au închinat înaintea lui, i-au adus jertfe și i-au zis: acesta este Dumnezeul lui Israel care te-a scos din țara Egiptului. Domnul i-a zis lui Moise: văd că poporul acesta este un popor încăpățânat. Acum lasă-mă, mânia mea se va aprinde împotriva lor și va mistui, dar pe tine te voi face un popor mare. Moise l-a înduplecat pe Domnul Dumnezeul tău, său, zicând: pentru ce să se aprindă, Doamne, mânia ta împotriva poporului tău, pe care l-ai scos din țara Egiptului cu putere mare și cu braț puternic? Adu-ți aminte de Abraham, de Isaac și de Israel, slujitorii tăi, cărora le-ai spus, jurându-te pe tine însuți: voi înmulți de ședința voastră castelele cerului și voi da dușmanilor voștri și voi da urmașilor voștri toată țara aceasta de care am vorbit, și ei o vor stăpâni pentru totdeauna. Domnul a iertat răul pe care spusese că vrea să-l facă poporului său. Cuvântul Domnului. Mă voi ridica și mă voi duce la Tatăl meu. Ai milă de mine, Dumnezeule, după marea ta bunătate, și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Spală-mă cu desăvârșire de nelegirea mea și curăță-mă de păcatul meu. Mă voi ridica și mă voi duce la Tatăl meu. Creează în mine o inimă curată, Dumnezeule, și un duh statornic înnoiește înăuntrul meu. Nu mă alunga de la fața ta și Duhul tău sfânt nu lua de la mine. Doamne, deschide-mi buzele și gura mea va vesti lauda ta. Jertfa mea, Dumnezeule, este Duhul smărit, inima căită și smerită, Dumnezeule, n-o disprețui. Lectura a doua. Citire din scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Timotei. Prea iubitule, îi mulțumesc lui Hristos Iisus, Domnul nostru, care m-a întărit pentru că m-a găsit vrednic de încredere, punându-mă în slujirea sa, deși mai întâi am fost un defăimător, un persecutor și un insultător, dar am aflat îndurare, căci, în necredința mea, o făceam din neștiință. Însă harul Domnului nostru s-a revărsat din plin, împreună cu credința și iubirea care sunt în Hristos Iisus. Vrednic de crezut și de primit, cu toată încrederea este cuvântul: Hristos Iisus a venit în lume
ca să-i mântuiască pe cei păcătoși, între care eu sunt primul. Însă de aceea am aflat îndurare, pentru ca Hristos Iisus să-și arate mai întâi în mine toată îndelunga lui răbdare, făcând din mine un model pentru cei care aveau să creadă în el spre viața veșnică. Regelui veacurilor, celui nepieritor, celui nevăzut și unicului Dumnezeu, să fie cinste și glorie în vecii vecilor. Amin. Cuvântul Domnului. Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine și punând în noi cuvântul reconcilierii. Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. În acel timp, toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Fariseii și cărturarii însă murmurau spunând, acesta îi primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Atunci le-a spus această parabolă. Care om dintre voi, având 100 de oi și pierzând una dintre ele, nu le lasă pe cele 99 în pustiu și umblă după cea pierdută până când o găsește? Iar când o găsește, o pune pe umerii săi bucurându-se și venind acasă îi cheamă pe prieteni și pe vecini, spunându-le, bucurați-vă împreună cu mine, pentru că mi-am găsit oaia pierdută. Vă spun că tot așa va fi mai mare bucurie în cer pentru un păcătos care se convertește decât pentru 99 de drepți care nu au nevoie de convertire. Sau care femeie, având 10 drahme, dacă pierde una dintre ele, nu aprinde lumina și mătură casa și caută cu grijă până o găsește. Iar când o găsește, își cheamă prietenele și vecinele spunându-le, bucurați-vă împreună cu mine, pentru că am găsit drahma pe care o pierdusem. Tot așa vă spun, va fi mai mare bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un păcătos care se convertește. Apoi l-a spus, un om avea doi fii, cel mai tânăr dintre ei a spus tatălui, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine, iar el le-a împărțit averea. Și nu după multe zile, fiul cel mai tânăr și-a adunat toate și a plecat într-o țară îndepărtată. Acolo și-a risipit averea într-o viață de desfrâu. După ce a cheltuit toate, a venit o mare foamete în țara aceea, iar el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a aciuat la unul dintre cetățenii acelei țări, care l-a trimis la câmp să păzească porcii. Și ar fi dat și ar fi dorit să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nimeni nu-i dădea. Atunci, venindu-și în fire, a spus, câți zilieri ai tatălui meu au pâine din belșug, iar eu mor aici de foame.
Ridicându-mă, mă voi duce la tatăl meu și îi voi spune: Tată, am păcătuit împotriva cerului și înaintea ta, nu mai sunt vrednic să fiu numit fiul tău, ia-mă ca pe un zilier al tău. Și ridicându-se, a mers la tatăl său. Pe când era încă departe, tatăl l-a văzut, i s-a făcut milă și, alergând, l-a îmbrățișat și l-a sărutat. Atunci fiul i-a spus: Tată, am păcătuit împotriva cerului și înaintea ta, nu mai sunt vrednic să fiu numit fiul tău. Însă tatăl a spus către servitorii săi: Aduceți repede haina cea dintâi și îmbrăcați-l, dați-i un inel în deget și încălțăminte în picioare, aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne bucurăm, căci acest fiu al meu era mort și a revenit la viață, era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Însă fiul lui mai mare era la câmp. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit cântece și dansuri. Atunci, chemându-l pe unul dintre servitori, l-a întrebat ce este aceasta. Iar el i-a spus: Fratele tău a venit, iar tatăl tău, pentru că l-a recăpătat sănătos, a tăiat vițelul cel îngrășat. Dar el s-a mâniat și nu voia să intre. Însă tatăl său a ieșit și-l implora. El, răspunzând, i-a zis tatălui său: Iată, de atâția ani te slujesc și niciodată n-am călcat porunca ta, dar mie nu mi-ai dat niciodată măcar un ied ca să mă bucur cu prietenii mei. Însă când a venit acest fiu al tău care și-a devorat averea cu desfrânatele, ai tăiat pentru el vițelul cel îngrășat. Atunci el i-a spus: Fiule, tu ești cu mine totdeauna și toate ale mele sunt ale tale. Dar trebuia să ne bucurăm și să ne veselim, pentru că acest frate al tău era mort și a revenit la viață, era pierdut și a fost găsit. Cuvântul Domnului. Lăudați să fie Iisus Hristos. Iubiți credincioși, liturghia de astăzi ne propune, prin cuvântul pe care l-am ascultat în lecturi și în Evanghelie, ne propune să aprofundăm tocmai conținutul acestui an sfânt al milostivirii. Milostivirea lui Dumnezeu Tatăl, îndurarea lui Dumnezeu față de noi. Și știm că mai este o parabolă care accentuează această milostivire, parabola samariteanului milostiv, dar care îndeamnă mai ales ca oamenii să manifeste milostivirea unii față de alții. Însă izvorul milostivirii este Dumnezeu. Și liturghia de astăzi, în mod deosebit, vrea să ne facă să aprofundăm, nu pentru că doar în această duminică să ne apropiem de milostivirea lui Dumnezeu, dar să învățăm un mod de a trăi, fiind sensibili la iubirea, iertarea, milostivirea Domnului și experimentând aceasta în viața noastră. Am auzit în prima lectură cum Dumnezeu se adresează lui Moise și atrage atenția că poporul s-a îndepărtat de Dumnezeu și să îndemne poporul la convertire. Este inițiativa lui Dumnezeu față de om, față de omul păcătos. În a doua lectură, Sfântul Apostol Paul se confesează pe sine însuși, spunând de fapt care este modul în care el l-a cunoscut pe Dumnezeu. Și arată că pe când Dumnezeu își arăta milostivirea față de oameni, față de oamenii păcătoși și i-a iertat, el se consideră cel dintâi dintre păcătoși. Așadar, în prima lectură este Dumnezeu cel care ia inițiativa, în a doua lectură este omul care simte nevoia de Dumnezeu, de iertare, de milostivirea sa.
și Sfânta Evanghelie, prin parabola pe care am ascultat-o, atât de cunoscută și interpretată în atâtea moduri, pune împreună milostivirea lui Dumnezeu Tatăl cu dorința omului de iertare, prin îmbrățișarea Tatălui cu Fiul risipitor. Să ne oprim asupra câtorva aspecte din această parabolă, din experiența pe care o face Fiul cel mai mic. Chiar dacă parabola ne vorbește și despre experiența Tatălui, a lui Dumnezeu, și despre experiența Fiului mai mare și a tuturor actorilor care sunt prezenți în parabolă. Dar ne oprim asupra câtorva elemente care să fie pentru noi să creeze o apropiere mai mare de Dumnezeu, de un Dumnezeu milostiv, iertător, plin de îndurare. Un prim element este tocmai momentul rătăcirii prin care trece Fiul cel mai mic. Și rătăcirea sa începe prin risipă. Primul lucru pe care îl cere Tatălui, în momentul în care el o ia pe drumul său, pe drumul rătăcirii, este de a primi partea lui de avere. Și din acel moment începe risipa. Dacă ne gândim bine și în viața fiecăruia dintre noi, este un astfel de moment care declanșează o rătăcire, îndepărtarea de iubirea lui Dumnezeu, risipa. Și am putea spune, dar nu toți oamenii au de unde risipi. Sunt oameni bogați care își permit să risipească, dar sunt oameni nenorociți, oameni săraci, care nu au ce risipi. Risipa nu este numai îndepărtarea sau împrăștierea, folosirea într-un mod necuvenit, nejustificat, necalculat a bunurilor pe care le avem, dar este chiar și dorința de a folosi astfel de bunuri, care să fie în detrimentul nostru. Și dorința o are oricine, și bogatul, și săracul. Și pornind de la această risipă, Fiul cel mai mic ajunge să rătăcească, ajunge să experimenteze atitudini, situații pe care niciodată nu le trăise până atunci, nici nu își închipuia cu ce se va confrunta mai departe. Și atunci apare haosul în viața sa, se înstrăinează de sine, nu-și mai găsește locul, nu-și mai găsește starea. Aceasta este forma rătăcirii cea mai puternică, pentru că se înstrăinează de el însuși. Nu-și mai găsește identitatea sa, pentru că risipa înseamnă să nu mai găsim unitatea, să nu mai găsim reperul în viața noastră, să nu mai știm de cine depindem. Am dorit o libertate și din dorința noastră de libertate am ajuns de fapt sclavi, așa cum însuși Fiul cel mai mic povestește. A ajuns să fie slujitor la o turmă de porci. A doua fază prin care trece este faza care îl aduce la trezire. Însă prin ce? Începe să caute, începe să cerceteze și își aduce aminte înapoi de ceea ce a risipit, de unde a risipit, și se întoarce exact la reperul de unde plecase. Risipise din casa tatălui, acolo era belșugul, acolo era bunăstarea, și revine la casa tatălui său, se gândește la acest aspect și în căutarea sa, de fapt am putea spune că nu este în primul rând dorința de convertire care îl animă, care îl mișcă. De fapt nici nu ne vorbește parabola, Evanghelia, de acest aspect al convertirii,
care este esențială în viața de credință pentru a primi iertarea din partea lui Dumnezeu, dar vorbește despre foame. Simte foamea. Foamea îl mișcă să se gândească, să găsească soluții. Oare unde voi reuși să găsesc de mâncare? Și aceasta îl aduce cu gândul la bunăstarea din casa tatălui. Foamea, apoi singurătatea, înstrăinarea, îndepărtarea de prietenii pe care i-a avut, de anturajul celor care îl țineau într-o unitate. Și dorește din nou să regăsească acea bunăstare, acea unitate, acea armonie. Și atunci își vine în fire. Își vine în fire pentru că găsește direcția spre reperul pe care îl pierduse, spre tatăl său, spre bunăstarea din casa tatălui său. Și ne spune mai departe parabola că își ia această hotărâre: mă voi întoarce și voi recunoaște în fața tatălui meu, am greșit în fața ta, nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău, dar primește-mă măcar ca pe un slujitor al tău. Și mai departe, nu ajunge ca el primul să pronunțe aceste cuvinte în fața tatălui, pentru că este tatăl cel care deja l-aștepta și îl primește cu o îmbrățișare. Inițiativa îi aparține din nou tatălui, îl ia prin surprindere, îl ia înainte, nu reușește să-și pună planul său în primul rând, ci este copleșit de iubirea tatălui său. Și aceasta ne arată și nouă, este un punct esențial în viața noastră de convertire. Noi credem de multe ori că noi suntem cei care luăm inițiativa, iată, mă voi întoarce, am rătăcit și vreau să fac o spovadă bună, vreau să cer iertare lui Dumnezeu. Dar înainte de aceasta este de fapt harul lui Dumnezeu care planează asupra noastră, este privirea lui Dumnezeu. Așa cum am auzit și ne-am rugat la rugăciunea de înainte de lecturi, Dumnezeu care privește spre fiecare dintre noi, fața milostivă a lui Dumnezeu care este mereu îndreptată spre noi, și am invocat această privire a lui Dumnezeu să nu se îndepărteze de la noi. De fapt, invocăm prin aceasta ca noi să nu ne îndepărtăm de privirea lui Dumnezeu, noi să nu ne întoarcem fața, să nu întoarcem spatele lui Dumnezeu și să nu ne lăsăm copleșiți de strălucirea feței sale. De aceea vă îndemn și vă propun ca, în meditând această Evanghelie, să ne aplecăm mai ales spre înțelesul iertării lui Dumnezeu, privirea Tatălui milostiv, care primul ia inițiativa, dincolo de orice am crede noi, că noi am fi protagoniștii iertării noastre, că dacă nu am fi fost noi care ne-am fi hotărât, sigur că trebuie să facem acest pas al nostru, dar ceea ce ne poate sensibiliza în acest pas al nostru atât de greu de multe ori, este privirea lui Dumnezeu, să ne lăsăm sensibilizați de privirea lui Dumnezeu Tatăl. Și pentru că recent a fost canonizată Maica Tereza de Calcuta, aș aminti un aspect din viața ei. La un moment dat este vizitată la Calcuta, pe când era într-o misiune slujind pe cei săraci, așa cum de fapt și-a dedicat întreaga viață, și mereu era găsită ori în mijlocul săracilor pe care îi aduna sau acolo unde îi îngrijea, în spitale sau în casele de primire, ori în adorație, în capelă. Acestea erau locurile unde era găsită. Și au venit niște jurnaliști pentru a întreba curioși ce ar putea să facă sau ce îndemn dă Maica Tereza oamenilor pentru a putea veni în sprijinul celor mai nenorociți,
ce gest ar putea ei să facă, care ar putea să fie benefic. Și ea dă răspunsul, mergeți acasă și zâmbiți familiei voastre, copiilor voștri. Arătați fața senină și iubirea voastră față de cei apropiați. Nu trebuie să faceți lucruri extraordinare. Aceasta să faceți în fiecare zi. Cu alte cuvinte, Maica Tereza dădea un îndemn important că din familie, din educația pe care o primesc copiii, din zâmbetul, din iubirea pe care o revarsă părinții asupra copiilor lor, aceasta va schimba societatea, aceasta va face ca să nu mai existe copii ai străzii, oameni abandonați, oameni lipsiți de iubire. Din această iubire transmisă din generație în generație, din privirea milostivă pe care o imită părinții, din iubirea lui Dumnezeu. Să cerem așadar la această sfântă liturghie să ne lăsăm copleșiți de iubirea lui Dumnezeu, Tatăl milostiv, și aceasta să fie un exercițiu al vieții noastre de fiecare zi. Lăudat să fie Iisus Hristos! Să ne mărturisim acum credința. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor, cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi, oamenii, și pentru a noastră mântuire, s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară, s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi, sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la ceruri, șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul procede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroc. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc cu botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Fraților prea iubiți, Domnul nostru Iisus Hristos, văzând suferințele poporului Său, s-a înfiorat de milă și a venit în ajutor, vindecând orice boală și neputință sufletească și trupească și dându-și viața pentru a-L mântui de păcat. Lui să ne rugăm din toată inima. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule milostiv, vindecă în biserica Ta rănile oricărei dezbinări și prin ea însănătoșește întreg neamul omenesc. Luminează cu Evanghelia Ta întunericul necredinței și al îndoielii din sufletele oamenilor. Trimite Duhul iubirii peste fiii bisericii Tale, ca ei să se jertfească pentru binele celor lipsiți și părăsiți. Dăruiește-le celor mâhniți și descurajați mângâiere și speranță. Păstrează în cei plecați din familie dragostea față de căminul lor. Ferește-ne de boli, de foamete, de calamități naturale și de război. Întărește-i pe muribunzi în clipa supremă. Îndură-te de reposații pe care nu-i mai pomenește nimeni.
Dumnezeule prea bun, Tu ai fost nespus de milostiv cu poporul Tău și i-ai iertat mereu fără de legile. Privește cu aceeași bunăvoință spre toți aceia pe care i-ai primit să fie fii ai Tăi și ascultă-le rugăciunea prin Hristos, Domnul nostru. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Privește cu bunăvoință, Doamne, la rugăciunile noastre smerite, și în bunătatea Ta primește aceste daruri ale slujitorilor Tăi, pentru ca ceea ce îți oferă fiecare spre cinstea numelui Tău sfânt, să fie spre mântuirea tuturor, prin Hristos Domnul nostru. Domnule să fie cu voi. Să-i mulțumim Domnului, Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul, Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, Veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Tu i-ai iubit așa de mult pe oameni, încât l-ai trimis pe Fiul Tău ca Mântuitor al nostru.
El a devenit asemenea nouă în toate, în afară de păcat, pentru ca noi să devenim asemenea Lui, iar Tu să poți afla în noi ceea ce iubeai în El. Prin neascultarea noastră am încălcat legământul încheiat cu Tine, dar Tu l-ai reînnoit prin ascultarea Fiului Tău. De aceea, Doamne, cu toți îngerii și sfinții, preamărim lucrarea iubirii Tale, cântând cu bucurie. Adevărat, Sfânt ești, Doamne, izvorul la toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și, mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să-ți slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face împărtași de trupul și sângele lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu Părintele nostru Papa Francisc, cu Episcopul nostru Petru, cu Episcopul Auxiliar Aurel și cu tot clerul.
Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din vecii i-ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să Te lăudăm și să Te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, Ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim să ne rugăm. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale, și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea! Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne, nu sunt vrednic să intre sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu.
Să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, ca lucrarea acestui dar ceresc să pună stăpânire pe sufletele și trupurile noastre, pentru ca nu pornirile firii, ci puterea Lui să ne călăuzească viața, prin Hristos Domnul nostru. Îngerul Domnului a vestit Mariei. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Iată roaba Domnului. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, să reverși harul Tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi, care am cunoscut prin vestirea întruparea Lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și crucea Lui la slava vierii, prin același Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Înger al lui Dumnezeu, care ești păzitorul meu, luminează-mă astăzi, păzește-mă, povățuiește-mă și ocrmâiește-mă pe mine, care sunt în credința ție, prin mila lui Dumnezeu. Amin. Fiți credincioși, după cum știm cu toții, mâine începe anul școlar. Printre disciplinele care contribuie la formarea copiilor, mai ales din punct de vedere spiritual, un loc deosebit îl ocupă și ora de religie. Pentru acei copii din parohia noastră care nu pot beneficia de ora de religie catolică în școală, oferim această posibilitate aici la biserică în fiecare sâmbătă. În acest sens, deja sâmbăta viitoare, 17 septembrie la ora 14, se fac înscrieri și se începe ora de religie la biserică. Tot sâmbătă copiii sunt rugați să se înscrie și în corul îngerașii. Duminica viitoare, 18 septembrie, după liturghia de la ora 16, se vor face înscrierile pentru ora de religie și pentru elevii de liceu, care nu pot face această oră de religie catolică în liceele de care aparțin. Duminica viitoare, la ora 9:15, îi așteptăm pe toți copiii și adolescenții din comunitatea noastră parohială pentru a primi binecuvântare de început de an, an școlar. Pentru ca noul an să înceapă cu binecuvântarea lui Dumnezeu, e bine ca toți copiii să se spovedească și să se împărtășească. În acest sens, deoarece nu este timp suficient pentru spovezi pentru toți copiii duminică la liturghie, le oferim posibilitatea de a se spovedi o zi înainte, sâmbăta viitoare, de la ora 15, începând cu ora 15. Părinții care au copii în clasa a doua sau care au împlinit 8 ani, sunt rugați să înscrie pentru pregătire la prima sfântă împărtășanie la biroul parohial. Vă dorim tuturor o duminică frumoasă și o săptămână binecuvântată. Domnul să fie cu voi! Și cu
Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace.